În ultima vreme, Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, Hunedoara, s-a confruntat cu mai multe situații în care titularul cererii unice de plată înceta din viață. În această nedorită situație, urmașii titularului nu trebuie să-și facă mari probleme în ceea ce privește continuarea plăților, chestiunea putând fi rezolvată simplu la un notar. Doamna director, ce se întâmplă în situația în care titularul unei cereri unice de plată încetează din viață în timpul anului agricol? Deci, în primul rând, dacă încetează și nu sunt moștenitori, atunci se închide cererea pe caz închis, iar dacă sunt moștenitori, ei nu sunt obligați să-și facă succesiunea, merg la notar și se emite un certificat de calitate de moștenitor, prin care, împreună cu acest certificat, ne aduce nou cont bancar și buletinul și el preia exploatația pe numele lui. În cazul în care moștenitori sunt doi sau trei frați, aceștia le dau, printr-un contract de închiriere sau arendare sau prin comodat, împuternicirea acelui frate să depună cererea. Reamintim că pentru anul agricol în curs, cererile unice de plată către APIA pot fi depuse fără penalizări până la data de 16 mai.